de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Cu o mică întârziere, dar întârzierea vine din cauze absolut obiective. O să discutăm în timpul emisiunii aceste cauze. Începem emisiunea de astăzi, cafeaua de dimineață. Și în momentul ăsta eu spun de aici că avem nevoie de investiții în județul Neamț ca să nu se mai producă întârzieri la emisiune. Și pentru că avem nevoie de investiții și pentru că s-au produs schimbări și se produc așa într-o avalanșă schimbări în viața politică județeană, i-am invitat astăzi în emisiune pe doi dintre cei care sunt protagoniști ale acestor schimbări. Doi oameni care acum sunt, de fapt și acum, numai că s-au schimbat un pic rolurile, sunt la vârful PNL Neamț. Începem în ordinea funcțiilor sau în ordinea numerelor de pe tricou. Începem cu domnul senator Eugen Nazare Țapu, fost președinte interimar al PNL Neamț, în momentul acesta prim vicepreședinte, greșesc? Nu. Bună dimineața, bine ați ajuns la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit, îi salut pe toți cei care se uită la noi. Și alături de domnia sa, fostul secretar general al partidului, acum președinte ales al PNL Neamț, domnul George Lazăr, bună dimineața, bine ați ajuns. Bună dimineața, mulțumesc frumos de invitație, domnul Bănescu. Și începem emisiunea cu nevoia de investiții. Sunteți partid la putere. Când putem circula mai repede între Roman și Piatra Neamț? Bună întrebare, greu răspuns. Asta ca să începem emisiunea așa, de stinș. Ok. După cum ați observat, guvernul condus de premierul Florin Câțu pune bază pe investiții, pentru că este și normal. Orice economist știe că o creștere economică sustenabilă trebuie să fie bazată în primul rând pe investiții și apoi pe consum. Vă asigur că în județul Neamț vom avea prioritate, să spun, la investiții, pentru că județul Neamț chiar are nevoie de investiții, pentru că a fost lăsat prea mult timp, și nu numai județul Neamț, Moldova în general a fost lăsată, să spunem, de izbeliște. Ori investițiile sunt esențiale pentru Moldova. Odată, dacă știți, în PNRR va fi demarat A8-ul, Autostrada Unirii, și va fi executat până cel târziu în 2026, eu zic că prin 2025, va fi finalizată Autostrada Nord-Sud A7, București-Săbăoani, cu extindere până la Suceava. Am înțeles. Bun. Acum lăsăm investițiile și ne întoarcem. În același timp va fi executat și drumul expres Piatra Neamț-Bacău și urmând probabil să conectăm și cu, când va fi gata, autostrada A8, Piatra Neamț-A8. A8-ul. Haideți să vedem acum. Eu am început așa ca să justific un pic de ce am intrat mai târziu în emisiune. Haideți să vedem. S-au terminat alegerile, conducere nouă, dar în care se perpetuează cam aceleași persoane, nu mai s-au schimbat lucrurile. Ce e nou și ce e vechi în PNL Neamț? Pe ce e nou și ce e vechi? Avem o nouă conducere după conferința județeană de sâmbătă, de pe 3 iulie, formată din cei doi prim vicepreședinți, domnul senator Țapu și domnul Andrei Carabelea, care urcă pe poziția de prim vicepreședinte și totodată, în urma alegerilor de la Piatra și președinte organizației municipale Piatra Neamț, avem un nou președinte în persoana subsemnatului și avem o nouă formulă de birou, sigur, formulă de birou în care se regăsesc parte dintre colegii noștri care au activat și până pe 3 iulie în cadrul fostului birou politic județean Neamț și, sigur, totodată avem și persoane
din cadrul Partidului Național Liberal, care au intrat, să zic, ca membri în biroul politic județean sau ca vicepreședinți, într-o formulă nouă, în care nu mai fuseseră până înainte. Eu zic că e o formulă de birou gândită și, sigur, asumată cu încrederea delegaților la vot. E o formulă de birou care pune niște baze sănătoase în Partidul Național Liberal, pentru că regăsim în biroul politic județean foarte mulți aleși locali și mă refer la primari, primari performanți, primari care au demonstrat în toate bălătăliile electorale trecute că au 70-80% din încrederea populației acolo unde au candidat și acum sunt oameni de bază și reprezentativi în biroul politic județean, oameni pe care experiență, expertiză și politică și administrativă ne bazăm și pe care vrem să și construim mai departe. Bun. Deci, practic, avem o conducere nouă. Lucrurile, de fapt, se schimbă la nivelul conducerii, dar ca mers al bunurilor, să spun eu, reguli din partid, lucrurile merg practic înainte, chiar dacă încă în PNL este competiție electorală la nivelul viitoarei președinții naționale. Da. Deci, v-a spus foarte bine colegul meu, domnul președinte George Lazar. Am făcut o echipă, pentru că ăsta este cuvântul de ordine, echipa, în jurul coloanei vertebrale a Partidului Național Liberal, care sunt aleșii locali. Aici, în special primarii, vorbesc și o parte dintre consilierii județeni, care și-au făcut treaba de-a lungul timpului. Este evident că în perioada imediat următoare vom avea 2 ani de muncă și de organizare pentru a aborda alegerile locale din 2024. Eu sunt convins că George Lazar va fi viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț în 2024. A, deja s-a anunțat candidatura pentru Consiliul Județean. Ăsta este și unul dintre motivele esențiale pentru care eu l-am susținut și îl susțin cu toată tăria, pentru că, după cum știți, alături de mine a fost cam singurul care s-a luptat împotriva PSD-ului și a domnului Arsene, când ceilalți colegi erau foarte, foarte tăcuți. Tăcuți sau poate câteodată chiar nu vreau să vorbesc mai mult. Creitori în zone neauzite. Deci pot să dau ca un breaking news faptul că domnul George Lazar se pregătește pentru candidatura la Consiliul Județean Neamț? Domnul Vali, îi mulțumesc și lui Eugen Țapu și domnului senator. Eu v-am pus în situația asta. Și colegilor care au susținut această idee, dar este o idee fezabilă, este o idee pe care am luat-o și eu în calcul împreună cu colegii. Dar o astfel de candidatură trebuie să fie asumată în statutar, în forurile statutare și trebuie să fie oglinda sau o hotărâre de voință a întregii organizații, a întregului Partid Național Liberal, probabil în perioada 2023-2024, atunci când vom intra, să zic, destul de abrupt în ceea ce înseamnă pregătirea campanii sau campaniilor electorale de la Neamț. Dar este una dintre variante, este și numele meu în mod clar. Păi, din punctul meu de vedere, este cea mai bună variantă pentru a ataca președinția Consiliului Județean și credeți-mă că o să o câștigăm cu George Vârdelange. Păi, acum v-ați făcut mâna, ca să zic așa. Încă o dată, repede, nu am lansat ideea. Vă rog. Țapa a lansat ideea, este chiar foarte interesant, pentru că în momentul în care îți propui cu 3 ani înainte ceva, ai timp să pregătești aceste lucruri. Cum a fost aici ai cu dusântul ăsta, ai timp să-și pregătești lucrurile foarte bine, au timp și adversarii din interior sau din exterior, Partidul Național Liberal, să te și toace, să te înjure, să-ți scornească tot felul de... Mi-a plăcut ordinea care a spus. Aberații. Din interior și din exterior. Păi, da, sunt și. Deci, cum a fost campania electorală din interior văzută? Vă spun
o povestire care e și adevărată. Un român este luat la Parlamentul Britanic de un parlamentar britanic. Știți că acolo opoziția cu puterea stau față în față. Și spune, uite, domnule, dușmanii voștri din față de acolo, și parlamentarul britanic îi spune, ăia sunt adversarii, dușmanii sunt spade. Corect, corect. Bun, deci cum s-a văzut campania din interior pentru alegerile acestea? Cât de bine a stat cu, cum spuneați, cu cei din față și cu cei din spate? A fost o campanie în linii mari decent, o campanie între colegi, o campanie pe care și eu și domnul senator și ceilalți colegi care am fost în aceeași echipă, să zic, în competiția internă, am să ne facem campanie într-un mod civilizat, stând de vorbă cu colegii primari, colegii locali, consilieri și cu baza partidului în diverse întâlniri pe care le-am avut și așa cum se face o campanie, să zic, chiar dacă politică, dar internă. N-am simțit, ca să fiu sincer, nici din partea contracandidatului intern, a colegului domnului deputat Leoreanu, a face o campanie, eu știu, într-o zonă care să lase semne, să lase cicatrici, să instige sau să facă discuții neprincipiale. Adică a fost, pe ansamblu, o campanie civilizată. Am văzut și eu câteva apariții prin presa națională și mi-am dat seama că a fost foarte civilizată. A, nu, aici intern a fost civilizată. Pe presa națională, acolo, probabil cineva, o mână măiastră, ca să zic așa, între ghilimele, a unor colegi din interior s-au gândit că e mai bine, poate fac un avantaj cuiva și un dezavantaj mie. Și atunci s-au gândit să dea tot felul de aberații, prostii, minciuni și tâmpenii. Bun, pe la postul național. Eu vă dau voie că dimineața s-am dat să știri. Și asta domnul George Lazăr este un avocat, înainte să fie prefect, că eu l-am propus și prefect și secretar general. Este un avocat foarte bun, penalist. Ce ați vrea să apere, măicuțe? Adică un avocat penalist apără tot felul de oameni care au încălcat legea, că asta e rolul unui avocat în societatea românească. Dacă ne apucăm să blamăm meseria de avocat, acum deja e cam mult. Acum e o chestie, domnul Bălănescu, are dreptate domnul senator, e o chestie, povestea aia, Ciorbărâncă, este de prin 2000. Nu, eu am dat un exemplu, mi-a spus 8, doar de... 2008-2009, n-are nicio legătură cu realitatea. Persoana care este prezentată a fi niște poze de acum 25 mai de ani. Mai am discutat într-o emisiune. Exact, e o persoană care nu are cazier judiciar în România, nu are cazier judiciar deloc. E o persoană care muncește pe șantier. Pe șantier în Israel. Deci nu are nicio legătură cu celebrurile... clanul, să zic, nu știu de care, de prin Piatra Neamț, iar ca în meseria de avocat apăr pe oricine, la profesor universitar, la un om care e certat cu legea, asta e meseria mea și mi-o fac cu mândrie și cu profesionalism. Rezultatul alegerilor. Ca și doctorul care operează de la președintele țării, la patriarhul României, până la un criminal certat cu legea, ajunge... până la un criminal care și ăla trebuie opera că... Rezultatul alegerilor a fost foarte clar. Da. În Neamț. Deci 110 voturi domnul Leoreanu, 77% la 23%. 77% la 23%. Care au fost aturile? Sau care au fost argumentele care i-au convins pe cei, pe delegați, să voteze în asemenea procent echipa pe care ați propus-o? Și, pe cale de consecință, ideea de Câțu președinte. Păi sunt mai multe argumente. O să... La partid. La partid. Sunt mai multe argumente, o să spun câteva dintre ele, o să spun și domnul senator. În primul rând, apropierea pe care am avut-o și relația directă, corectă, pe care am avut-o cu baza partidului, cu toți colegii primari, viceprimari, consilieri locali sau consilieri județeni, care... au găsit în mine, în decursul și a primului mandat, o parte și la al doilea mandat de prefect acum, un om care pot discuta, un om care le răspunde tot timpul la telefon, un om care se implică și un om care i-a ajutat ori de câte ori a putut, sigur, într-un cadru legal. Mai departe, probabil și filozofia mea de viață, felul meu de a fi, nu am avut niciodată o idee preconcepută de a fi șeful cuiva, de a... da dispoziții, ordine, de a le spune altora ce trebuie să facă, ci am avut o atitudine strict colegială, de prietenie și
mult bun simț și de deschidere. Probabil și filozofia aici în antiteză cu a contracandidatului meu, cu a domnului Leoreanu, care are o altă filozofie de viață de la școala Gheorghe Ștefan, probabil și de acolo e o filozofie mai trecută așa undeva de în urmă cu 15 ani și nu mai de actualitate. Dacă e să mergem așa pe nume, mergem Gheorghe Ștefan, Ștefan Gheorghiu, adică... Da, păi se poate face o paralelă. Nu e o problemă. Și mai e o chestie importantă și aici eu am spus-o și am subliniat-o colegilor și vă spun și dumneavoastră. În mod clar, cei 34 de primari pe care are PNL-ul astăzi, plus armata de viceprimari, consilieri locali și consilieri județeni care își doresc să facă lucruri în comunitățile lor, sigur că principalul garant a investițiilor, a deblocării de proiecte, este Guvernul României și respectiv Premierul României Florin Câțu, un partener corect, un partener de nădejde și o persoană la care trebuie să apelăm și am găsit deschidere pentru a aduce investiții în județul Neamț. Că investiții în județul Neamț nu se aduc nici pentru mine, nici pentru domnul Țapu, nici pentru o persoană anume, ci investițiile vin în comunități. Și asta e foarte important, de a reuși să aducem investiții și bani în Neamț. E clar că în ultima perioadă ați discutat împreună mult cu premierul. A fost și în Neamț, și înainte de alegeri, a mai fost odată. Și mergem împreună la București în, azi. Și mergeți la București astăzi. În media națională mai mult a apărut ideea aceasta legată de PNDL. Apropo că se continuă o parte, dar nu se mai continuă cu un alt PNDL. Se continuă proiecte începute. Care este realitatea? Că eu am citit, unii spun așa, unii spun așa. Ce ați discutat cu premierul? Economistul. 3 miliarde sunt credite angajament acum, din care se fac plăți pe PNDL. Pe lucrări începute, pe proiecte. Iar la rectificarea de buget vor mai fi alocați 7 miliarde pe actuale PNDL 1, PNDL 2. În viitor, evident că trebuie găsită o formulă de finanțare a investițiilor locale pe UAT-uri, în special în mediul rural, pentru că la ora actuală nu există nicio sursă de finanțare pentru drumuri, apă, canal, gaz. Metan, pentru UAT-uri. Posibil să fie pe Compania Națională de Investiții undeva din toamnă. S-ar putea ca... De asta vă spun că s-au discutat. Dar ce am discutat este următorul lucru și un lucru care ajută atât UAT-urile cât și Compania Națională de Investiții. Descentralizarea licitațiilor, adică până acum, Compania Națională de Investiții a funcționat ca o societate comercială și nu avea voie. S-a dat ordonanță de urgență și acum are voie să descentralizeze. Ce înseamnă asta? Adică licitațiile le fac primarii. Deci nu se mai fac... Nu se mai fac centralizat la București pentru că nu avea capacitatea administrativă Compania Națională de Investiții. Să facă sute mii de licitații. Vă dați seama, numai pe drumuri sunt peste 2600 de proiecte. Acum înțeleg ce vreți să spuneți. Finanțarea vine de acolo. Nu se lucra prea mult prin companie. Se lucra exclusiv prin companie. Proiectele astea mici, ele întârziau foarte mult din cauza că nu exista capacitatea de organizare. Deci compania organiza tot. Licitație tot. Da? Și primăria participa alături de companie la recepția lucrărilor. Acum va descentraliza licitațiile pe UAT-uri, pe primării. Și vor... Va crește capacitatea administrativă. Teoretic ar trebui să meargă lucrurile mai repede. Da, și mai bine. Iar din toamnă, din discuțiile care am avut împreună cu premierul, dar și cu primarii de altfel, din toamna anului curent, asta se dorește pe Compania Națională de Investiții, să intre pe un program nou pentru asfaltări, drumuri comunale, drumuri locale, pentru refacere sau investiții în rețea apă și canalizare și pentru rețeaua de gaze. Da. Aș reveni eu la întrebarea pe care i-a spus-o cu campania internă. Vă rog. Eu deja fac legături, v-am spus, nume, chestii, mi-mi place. În toată campania internă am mers împreună cu George și le-am explicat organizație cu organizație de ce este necesar să fie ales un om mai tânăr, un om mai dinamic, un om care stă aici, un om care iese de aici, din Neamț, care a demonstrat atât în sectorul privat ca avocat, cât și în sectorul public ca prefect,
că știe foarte bine profesional să-și facă treaba și și-a făcut-o excelent. Deci eu, în opinia mea, George Lazar este unul dintre cei mai performanți prefecți liberali din România, dacă nu cel mai performant. Vă aduc aminte doar atât. Împreună cu Gheorghiță Oniga de la Bicazchei a recuperat pentru Neamț cheile Bicazului. La tragedia de la Spitalul Județean a acționat ca la carte. După aia, împreună cu Nelu Tătaru, a luat decizii inspirate în lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și a ținut lucrurile sub control în județul Neamț. Politic vorbind, alături de mine a fost vârful de lance în lupta împotriva lui Arsene și a PSD-ului. E clar. Când alții tăceau. Și mai mult decât atât, argumentul suprem este că își dorește și va fi viitorul președinte de Consiliul Județean, pentru că domnul Bălănescu, eu m-am săturat de 10 ani să stăm în opoziție la Consiliul Județean. Adică uitați-vă ce se întâmplă acolo, ce decizii se iau și cum se risipesc banii publici pe prostii. Despre asta vorbim. N-am ce face, domnul Vali, trebuie să merg înainte. Deci trebuie să candidați. N-am încotro, e clar. Trebuie să candidați. Bun, păi înseamnă că... Iar acum... Florin Câțu, de ce Florin Câțu? Pe lângă faptul că are o pregătire profesională de excepție făcută peste ocean în Statele Unite ale Americii, în opinia mea, ca noi să creștem șansele Partidului Național Liberal de a câștiga atât alegerile locale cât și alegerile generale, primul ministru trebuie să fie președintele Partidului Național Liberal, așa cum se întâmplă în toate democrațiile consolidate ale lumii. Uitați-vă în istoria recentă a României și veți vedea. Țineți minte guvernele CDR? Corect. Dacă președintele partidului n-a fost prim-ministru, n-au fost eficiente. Țineți minte guvernele PSD, ultimele, cu Dragnea, cu Tudose, cu Grindeanu, n-a fost președintele partidului premier, au fost chix toate guvernele. De aia tot spun, domnule, primul ministru trebuie obligatoriu să fie și președintele partidului, pentru că într-un guvern nu se iau numai decizii administrative, se iau și decizii politice și atunci tu trebuie să îl întărești pe premier, să-i dai și căderea politică să ia decizii politice. Ori Florin Câțu este un om de dreapta pur sânge, care a confirmat la fel în sectorul privat, a lucrat la... a predat 4 ani lector universitar la Iowa State University, apoi a lucrat la Banca Centrală a Noii Zeelande, a lucrat la Banca Europeană de Investiții, a lucrat ca economist șef la ING Bank. Și apoi a venit aici, a fost ales senator, coleg cu mine. A fost în aceeași comisie. Da? Președintele Comisiei Economice și apoi liderul senatorilor liberali, unde am făcut o echipă foarte bună. Eu fiind vicelider al senatorilor liberali, ulterior ministru de finanțe, foarte, foarte performant și actualmente premier. Deci un om de dreapta pur sânge, cu care avem în linii mari cam aceleași viziuni economice, adică tăierea subsidiilor, stat minimal în economie. Mai puține ajutoare sociale și mai multe locuri de muncă pentru cei investiții. Deci investiții, care... investiții în loc de pomeni. Bun. Acum, e o sarcină destul de complicată și ingrată să candidez la Consiliul Județean în Neamț. Pentru că ai de-a face cu un întreg aparat administrativ care s-a consolidat în timp, cu oameni care atunci când au de executat un lucru, și n-am folosit degeaba cuvântul executat, îl execută și își văd doar țelul final, adică o victorie cu orice preț. Lucru care s-a văzut și în alegerile de acum, și în alegerile de acum 4 ani, când PNL-ul n-a pierdut alegerile. PNL-ul
și a pierdut alegerile, dacă vreți să mă exprim un pic mai așa, și a pierdut alegerile. Nu mai vreau să intru în detalii, că... Păi, dar eu vă spun, vreau să vă spun un singur lucru. Cum vă pregătiți să nu se mai întâmple lucrul ăsta? Păi, ne pregătim bine. Vă spun, uitați-vă ce vă spun trei ani jumate înainte. George Lazar va fi președintele Consiliului Județean Neamț. Să rețineți ce vă spun. Aveți vreo veste dacă cineva candidat la PSD? Nu, nici nu ne interesează asta. Nu, domnul Valei, ne pregătim și ne pregătim bine. Partea de organizare ține de bucătăria internă, dar sunt optimist de fel și dacă ne fac bine împreună cu colegii și cu echipa PNL Neamț, bine treaba și ne organizăm bine, vom câștiga Consiliul Județean Neamț în 2024. Nu vreau să intru într-o discuție sau într-o polemică cineva candidat de la PSD, care e mai bun, care e mai rău, că nu suntem într-o retorică de campanie. Acum, până la campanie, mai e mult. Întotdeauna, din punctul meu de vedere, trebuie să identificăm părțile noastre pozitive, să le prezentăm cetățenilor până la urmă, pentru că de acolo primim votul, de acolo primim încrederea, să le spunem ce vrem să facem bun pentru ei, nu să ne bălăcărim neapărat cu, sau să fim tot timpul în antiteză, pe picior de luptă sau de război cu cine e de la PSD. Deci, din punctul meu de vedere, dacă ne facem bine treaba la noi acasă, câștigăm fără emoții și vom câștiga. Bun. Problema este în felul următor. Eu nu pot să ignor acum, pentru că e un subiect. Ca să câștigi în Neamț alegerile, într-un județ care este considerat, eu nu intru acum în etichetări de genul baroni și alte chestii. Nici eu nu vreau să le fac. Deci, considerat un fief al lui Ionel Arsene, da? Din anumite puncte de vedere, ca să poți câștiga, trebuie să ai un partid monolit, care să vină după tine în procent, dacă se poate, de 110%. Va fi. Va fi. Acum, nu știu, aș da o altă știre, dar nu pot eu să dau știrea respectivă. Bine, am înțeles. Cum... Deci va fi pentru că ne vom face bine treaba în interior. Contează foarte mult de cât de determinați, cât de hotărâți suntem noi să câștigăm, cât de mult ne dorim să câștigăm, că prima dată trebuie să-ți dorești prima să câștigi. Prima dată trebuie să vrei. Bun, acum, eu cred că o problemă mare pe care trebuie să o rezolvați în partid de acum încolo, pentru că s-a văzut că o direcție s-a ales. Asta e direcția care s-a ales. Este ca să aduceți în echipă, în totalitate, și cele 20 și ceva de procente Domnul Bălănescu, domnul deputat Leoreanu, prin statutul partidului, este de drept vicepreședinte al organizației PNL Neamț. Eu am spus procentele. Procentele, adică nu l-a exclus nimeni, că am văzut comentarii prin mass media locală, domne, ăștia se devorează între ei. Nu, domnia sa a candidat exclusiv la funcția de președinte pe care a pierdut-o, dar conform statutului Partidului Național Liberal este parte în birou în calitate de vicepreședinte al PNL Neamț. Și el este și președinte la Roman, nu? Da. Păi, tocmai de aia. Are echipă foarte dinamică la Roman. E o echipă pe care dumnealui o păstorește și o conduce de foarte, foarte, foarte mulți ani. Și e un om de apreciat pentru lucrul acesta, că a ținut Roman întotdeauna într-o echipă unită acolo și a avut și rezultate bune. Și sigur că întotdeauna vom ține cont și de echipa domniei sale de la Roman. Important e, în urma acestor alegeri, să reunim toată echipa liberală, că așa am și demarat Corect. Și în campania electorală. Sunt alegeri între colegi, nu între dușmani sau adversari. Corect. Eu am făcut apel la ambii candidați, am avut niște discuții și am zis să nu vă atacați la persoană, să nu vă dați sub genunchi. Ca după alegeri, indiferent cine câștigă, să putem sta la masă, exact. Să vedem care e viitorul. Și așa s-au întâmplat în linii mari. Viitorul va fi bun, asta e clar. Viitorul decide conducerea actuală, conducerea PNL. Cine vrea să se poziționeze pentru viitor e în regulă, cine vrea să stea pe loc e tot în regulă. Dar viața adică ușa e deschisă, PNL-ului merge înainte. Bun, la ce ne așteptăm în perioada următoare? Și acum nu vă întreb neapărat în calitate de... La ce ne așteptăm pozitiv
după ce se încheie și campania de, națională de alegeri, să presupunem, așa cam așa merge, domnul Câțu ajunge și președinte la partid. Sigur ați discutat. Cam care ar fi planul? Le-a spus, autostradă cu tare, e ok, astea le investiții, investiții și cam care investiții. Ar, investiții, 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 da. Dar prioritizate. Neamțu are două mari probleme. Două mari probleme. Noi ne-am luat după Petre Roman, care a spus două lucruri fundamentale în 1990. Din păcate nu erau fundamentate. Fundamental greșite. Adică. Fundamentale, dar nu fundamentate. Adică Neamțu avea o industrie care trebuia dată la fier vechi, țineți minte, în 90. Fundamental greșite. Așa, doua, trebuie să investim doar în turism. Și am ajuns să facem turism, domnul Bălănescu. Dar în Turcia, în Bulgaria, în Grecia. Deci, turism fără infrastructură și fără servicii de calitate, nu există nicăieri pe planeta Pământ. Nu putem inventa noi apa caldă la Neamț. De-aia vă spun, prioritară este infrastructura și apoi școlarizarea oamenilor. Păi, vedeți, ieri s-a lansat, e pe ultima sută de metri și va intra în legislație România Educată, care în principal se bazează pe învățământ dual. Pentru că avem o problemă majoră cu forța de muncă calificată. Știți cât e media pe forța de muncă calificată? 58 de ani jumate. Și nu mai vine nimic din urmă. Despre asta vorbim. Avem pe lângă asta probleme demografice majore. Dispar în România între 150 și 180 de mii de oameni pe an, fără migrație, numai raportul între natalitate și mortalitate. Adică mor mai mult 150 de mii. Păi în ritmul ăsta, în 20 de ani, ajungem la 15 milioane de locuitori. Aici trebuie măsuri graduale, dar măsuri rapid implementate, pentru că altfel nu o să mai aibă cine să ne mai plătească pensiile în 10-15 ani. Despre asta vorbim. Repet, infrastructură, investiții, 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 ăsta trebuie să fie cuvântul de ordine și după aia, în paralel, reforma în sistemul de educație, în sistemul de sănătate, în administrație chiar, pentru că altfel nu poți să mai ții pasul. Domnule Eugen, îl lăsăm pe dânsul deoparte. Nu îl lăsăm, că e președinte de partid. Îl lăsăm un pic deoparte și vă întreb. Din 1992, facem abstracție perioada 90-92, până acum eu am auzit cuvântul reformă fundamentală și n-a făcut-o nimeni de atâtea ori încât aproape că aș vrea să scot cuvântul ăsta din dicționar. Ați vorbit despre învățământ. Păi, Doamne, iartă-mă, nu știu câte reforme am avut în învățământ și parcă, dacă stau să-mi aduc aminte de anul 92, nu fac trimite la 90, reforma a fost făcută în așa fel încât să rămâi acolo. Vă spun imediat și de ce. Dumne, știți câți ministri ai educației s-au schimbat în ultimii 30 de ani în România? La un moment dat făcusem o socoteală. Da. În jur de 70. Fiecare a venit cu reforma lui. În momentul în care noi aveam o reformă făcută de Spiru Haret, o reformă după care e condus acum sistemul de educație din Japonia sau Finlanda. Și am renunțat la ea. Și numai trebuia datată și aplicată și n-am făcut-o. Pentru că fiecare ministru ăsta al educației care s-a tot succedat a crezut că e vreun Spiru Haret. Ori Spiru Haret când a făcut reforma, pentru că Spiru Haret a fost un ministru liberal, când a făcut reforma educației atunci înainte de primul război mondial, a fost cea mai modernă reformă a educației din Europa. Și repet, azi sistemul de educație din Japonia sau din Finlanda se bazează pe este inspirat din reforma lui Spiru Haret. Ori noi
inventăm roata când noi am inventat treaba asta. Dar ce spuneați dumneavoastră e foarte adevărat. S-a tot vorbit despre reforme, dar nu s-au făcut. În 30 de ani nu s-au făcut. De aia v-am spus că e obligatoriu să le demarăm. De ce credeți că acum se vor face? Domnul, trebuie... Pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate. Pentru că am ajuns în situația în care exact. Nu mai putem merge mai spre rău. Da, exact. Despre asta e vorba. Nu se mai poate. V-am adus vă rog. În vremuri revolute, ca să zic așa. Păi nu, că am început, a făcut domnul senator o incursiune în istorie la Spirul Hareș și eu are dreptate cu ce spune. Dacă venim să vorbim despre județul Neamț venind din istorie înspre prezent, cred că drumul expres, care a fost una din principalele sau unul dintre principalii promotori, dar ideea pleacă de la noi, de la liberali, undeva în 2011-2012. Drumul expres Piatra Neamț-Bacău este o prioritate pentru investiție și înțeleg că autoritatea de management deja a fost delegată către Consiliul Județean Neamț, urmând să fie suportate costurile la nivelul guvernamental. Este una dintre investițiile majore care urmează să desfășoare în județul Neamț și atât eu cât și domnul senator Țapu, cât și colegii liberali sunt convins, vom face tot ceea ce ne stă în putință, în putere, pentru a parcurge această investiție și pentru a găsi și guvernamental și instituțional tot sprijinul pentru a se realiza această investiție. Nu este o investiție, indiferent că suntem noi liberali la guvernare acum, că eu știu la Consiliul Județean, e o altă conducere, exact. Nu are nicio legătură cu luarea politică, o investiție care este prioritară și trebuie să o facem neapărat și să o implementăm în pași rapizi. Doi, o investiție extrem, extrem de necesară pentru județul Neamț este un spital județean. Obligatoriu să avem spital județean nou, performant, dotat la standarde înalte, pentru că spitalul actual pe care îl avem e un spital care, nu mai reiterăm a 100-a oară povestea, îl știu toți nemțenii, din păcate, care au ajuns pe acolo. Este un spital care arată jalnic, este un spital într-o stare deplorabilă din toate punctele de vedere, uzat și moral și fizic. E un spital care nu mai oferă nicio condiție ca lumea de spitalizare, de cazare acolo. Și avem nevoie de un spital județean nou, la care trebuie să lucrăm împreună tot ce înseamnă factor politic, decident, național, județean, fonduri europene, nu contează. Trebuie realizat acest obiectiv în următorii ani. Dă Doamne! O gândire sănătoasă. Vă rog. Nu, deci e foarte corect ce spuneți. E foarte corect, e corect și necesar. Și vom face în sensul ăsta tot ceea ce presupune din punctul nostru de implicare pentru ca aceste obiective să se realizeze. Adică de a găsi sursele de finanțare eu pentru că să se realizeze. Eu când am gândit drumul ăla expres Piatra Neamț-Bacău în regim de autostradă, că așa l-am gândit în 2011, nu l-am gândit întâmplător, pentru că am văzut că Piatra Neamțul e aruncat la 60 de kilometri de la circuitul economic și atunci trebuie interconectat, că altfel n-ai nicio șansă, nici cu turism, nici cu nimic. Nu ai infrastructură, repet, n-ai nimic. Nici turism, nici industrie, nici nimic. Ori, dacă tu interconectezi Piatra Neamțul, și v-am spus care era de atunci viziunea, la Bacău ai aeroport, la Iași ai aeroport, Târgu Neamț-Ungheni se duce Târgu Neamț-Iași-Ungheni. Păi, despre asta vorbim, interconectare, și atunci vine și dezvoltarea. Corect. Pentru că de ce? Înainte, în județul Neamț, cu ani înainte, între ani, în anii 90-2000, veneau investitori care aveau în vedere piața de desfacere de la Răsărit. Aia a picat, Rusia, Ucraina, aia a picat pentru că acolo e conflict armat. Și toată piața de desfacere a devenit vestul Europei și tu nu ești interconectat cu vestul. Deci e obligatoriu să ai o autostradă care... sau două care străpung munții și cale ferată la fel, pentru că altfel mori încet și sigur toată regiunea nord-est, moare încet și sigur altfel. Și este foarte și eu susțin ambele autostrăzi care să străpungă munții, și Bacău-Brașov, dar cel mai important, că asta leagă cele mai multe județe și leagă Iașul, Botoșaniu, Suceava, Neamțu și Vasluiu, este A8. Da, asemenea investiții ar însemna și
Și care va fi demarată fidelizarea prin PNRR. Deci veți vedea, în PNRR, deci până în 2026, circulăm de la Târgu Neamț la Iași pe autostradă. Până în 2026. Pe A8. În mesagerul care apare joi, avem un interviu în exclusivitate cu doamna Vălean. Adina, comisarul, soția lui Crin Antonescu. Soția lui Crin Antonescu, care spune același lucru, practic, altfel un pic decât spuneți dumneavoastră, în calitate de comisar, am întrebat-o cum vede ea interconectarea Moldovei, etc. Și a spus cam același lucru, că până în 2026, dacă își fac treaba toate autoritățile române, atunci pe anumite porțiuni se poate circula prin PNRR, da. Da, păi sunt două tronsoane din A8 finanțate, Târgu Neamț Iași și Târgu Mureș Ditrău sau nu Ditrău, Ditrău, da, da. Și mai rămâne partea de munți care este... Care va fi făcută din fonduri structurale, da, care intră de la anul. Da, lumea uită de fonduri structurale, toată lumea s-a concentrat pe PNRR. Păi asta a fost prioritatea, da, zero. Și... Da. De fapt, sunt mulți bani și pe fonduri vor fi, structurale. Domnul Bălănescu, vor fi la dispoziția României 75,8 miliarde de euro pentru treaba asta. Unde să știm să PNRR plus fonduri structurale. Să știm să-i luăm, să-i atragem și să-i cheltuim, să-i mai cheltuim și cu folos. Eu, nu știu, ce ar mai trebui să vă întreb din PNL? Că... A, din turul nostru la PNL? Ce ar mai trebui să vă întreb? Că dacă așa, nu știu, sunteți un partid acum în reformă. Un partid în reformă, dar este o organizație în reformă, ca să spun așa. O să aveți surprize plăcute, zic eu, din partea noastră în viitorul apropiat, pentru că alături de noi vor veni oameni noi, personalități, oameni deosebiți, care vor aduce plus prin expertiza lor. Și Partidul Național Liberal, zic eu, că se va brandui din ce în ce mai bine aici la Neam și se va întări în perioada următoare și ne vom pregăti pas cu pas de 2024 și vom câștiga alegerile. Și o să vedeți că ce v-am spus și eu și domnul senator astăzi, avem dreptate și e un dezirat care se va întâmpla. Eu aștept să atrageți și personalități ca să întăriți un pic și partea de comunicare publică, care lipsește la toate partea, nu numai la dumneavoastră, partea de comunicare publică, dar comunicarea aceea dincolo de mesajele seci de partid. Adică vine un om deosebit, hai să vedem despre ce e vorba, ce aduce el nou, ce se întâmplă nou, nu săptămână de săptămână, dar dacă se întâmplă lucruri noi să le vedem și să le înțelegem. Pentru că doar în comunicate e mai complicat. Corect. Aveți încredere în noi. Nu putem face altceva în momentul ăsta. Sunteți la putere, sunteți noua conducere. Vă credităm cu prezumția de nevinovăție deocamdată. Corect. Așa parcă se spune, nu? Așa, în materie penală și constituțională de altfel, da. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc drum bun la București și să veniți cu vești bune. Vești bune. Eu... Îmi fac datoria să spun că astăzi suntem în data de 6 iulie, da? Mm-hmm. Și uite, îmi fac eu datoria de a anunța că astăzi un liberal de-al dumneavoastră împlinește niște ani și e și o personalitate. Alu Gheorghe. Adriana lui Gheorghe. Știu, o să-l sunăm și noi după ce ieșim din emisiune. Da, îi spun și eu la mulți ani lui Adrian în emisiune. Avem un interviu cu el în numărul de joi. Păi ne-ați luat de dimineață, acum n-am apucat să dăm telefon. Acum, dacă vreți, vă mai dau și alte. Dai transmit lui Adrian la mulți ani în direct. În direct. Vă mai spun, astăzi este și ziua de naștere a doamnei Mihaela Stoica, dacă vă spune ceva în numele acesta. Fostul viceprimar al municipiului Piatra Neamț. Așa, și parcă deputat. Da, și deputat. PMP. Nu. PDL. PDL, da. PDL, PD, PDL. Dar după ulterior a trecut. A trecut și la PMP. Sau un eminent profesor din Piatra Neamț, Alexandru Iacob, de la Rareș. Este la lui de astăzi. Deci, nu, dar apropo că am făcut legătura. Mulțumesc tare mult pentru participare. Și ziua soriei mele, tot azi. La mulți ani. Tot profesoară. Nici n-am apucat să o sun.
Din cauza mea. Oameni buni, asta a fost emisiunea de astăzi. Să reținem anunțul privind candidatura posibilă a domnului Lazăr și probabilă a domnului Lazăr la Consiliul Județean Neamț peste 3 ani sau mai devreme. Nu știm că lucrurile în politică... La termen. La termen. La termen. La termenul legal. Noi termenul nu luăm legal. Factorii externi în calcul. Așa. Și să reținem că se pleacă la București, că s-ar putea să avem niște vești bune după această treabă. O veste bună ar fi că guvernul se va implica rapid pentru remedierea unor situații după inundații. Asta ar fi chiar. Avem deja comisiile care au... Da, am zis că discutăm politică, nu intrăm în partea administrativă, dar... Tot ce înseamnă, avem 46 de comune, în total de localități, afectate, urmă, da. Afectate din perioada 16 iunie, cea mai veche dată, până în prezent de inundațiile care tot au avut loc sau succedat la nivelul județului Neamț. Avem 4 comisii care merg să inventarieze, iar săptămâna viitoare, până la jumătatea săptămânii viitoare, toate cele 46 de comune, comisiile să-și încheie rapoartele de evaluare. Și vor fi înaintate, sigur că da. Mulțumesc tare mult, cele bune! Să fim iubiți cu toții! Mulțumim!